fără înfrângere și de asemenea trei meciuri consecutive cu victorie acasă. Ce bine trece Ricardo Valente, centrare, ba nu, este gol! Gol la colțul scurt, este 2-0 pentru Gazmetan. Minutul 23, două goluri marcate foarte rapid în decurs de numai 4 minute. A doua reușită stagională a lui Valente și iată cum se rezolvă un meci în doar câteva zeci de secunde. Așa s-a întâmplat și cu voluntariul. Atunci golurile au venit târziu în minutele 70 și 73. Brănescu a dus pentru a securiza poarta, dar aici mi se pare un gol parabil. E adevărat că te aștepți ca jucătorul să centreze de acolo, dar de aceea se ține colțul scurt, pentru a nu da nicio șansă la astfel de șuturi. E adevărat că a dat sus, nu e chiar